Potrivit unui comunicat de presă al IPJ, conducerea Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș a manifestat o preocupare permanentă pentru crearea de spații de lucru optime pentru polițiști. În conformitate cu bugetul alocat de Inspectoratul General al Poliției Române pentru anul în curs, 6 posturi de poliție din județul Maramureș beneficiază de reparații curente. S-au efectuat deja ample lucrări de reparații la sediile posturilor de poliție din localitățile Ardosat, Săpânța și Desești, iar în prezent se desfășoară lucrări de reparații curente la alte 3 posturi de poliție, respectiv Cernești, Boiu Mare și Recea. Lucrările sunt făcute de o firmă specializată în baza unui contract de execuție prin achiziție publică.